Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Băsescu, a ajuns din nou în fața procurorilor DNA. Vedem chiar acum imaginile. În ce speță ați fost chemat? Mai aveți dosare pe aici, pe la DNA? Da, lăsați că povestim. Nici o declarație în fața jurnalistei Roxana Ciucă, dar aflăm mai multe informații despre motivul pentru care acesta a fost chemat la Direcția Națională Anticorupție. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Un fel de interviu, să-i spunem așa, pentru că Radu Pricom nu a dorit să-mi răspundă la niciun fel de întrebare și niște informații în exclusivitate pe care le-am obținut vis-a-vis de această speță. Așadar, aproape de ora 10, Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, a fost citat aici la Direcția Națională Anticorupție pentru a aduce, explicații într-un dosar mai vechi, un dosar ce este pe rolul celor de la DNA de mai bine de 3 ani de zile, dosar privind moșia Brătienilor, toată această speță legată de retrocedarea unor terenuri din Ștefănești, județul Argeș. Ne aducem aminte faptul că Pricop a mai venit pe la DNA pentru a aduce explicații în această speță. Concret susțin procurorii de la DNA că ar fi vorba de retrocedarea ilegală a unui număr de 90 de hectare de teren din județul Argeș, teren pe care Radu Pricop ar fi obținut prin anumite mecanisme drepturile de proprietate asupra acestor terenuri. Vedem cum vor evolua lucrurile. Iată că după atâta timp cei de la DNA au mai fost interesați să afle și alte lucruri de la Radu Pricop, cel care a venit în această dimineață însoțit aici, asta nu mai mult de 40 de minute, însoțit de către apărătorul său și nu a dorit să facă niciun fel de declarații.